Salutare, bine ați venit la Mate pentru toți. În tutorialul de astăzi vom rezolva modelul de subiect pentru, propus pentru evaluarea națională în anul școlar 2019-2020 la disciplina matematică. Acesta este subiectul. Vom analiza, vom rezolva subiect cu subiect la primul exercițiu ni se solicită să găsim rezultatul calculului 18 ori 10 minus 10 împărțit la 2. După cum știm, dacă un exercițiu conține mai multe operații, întâi efectuăm ridicarea la putere, dar nu este cazul în acest exercițiu deoarece nu avem ridicări la putere, Apoi efectuăm înmulțirile și împărțirile în ordinea în care sunt scrise și observăm aici, avem o înmulțire și o împărțire. Efectuăm întâi aceste operații, 18 ori 10, 180, minus 10 împărți la 2, 5. Iar în final, efectuăm adunările și scăderile în ordinea în care sunt scrise, în cazul nostru obținem rezultatul 175. De aceea, rezultatul calculului precizat aici este egal cu 175. Continuăm. Dacă x pe 4 egal cu x plus 2 totul 8, atunci numărul x este egal cu... Voi prezenta mai multe metode de rezolvare. Așa cum știm, o egalitate de forma aceasta se numește proporție și din teorema fundamentală a proporțiilor știm că Produsul extremilor este egal cu produsul mezilor. Extremii sunt x și 8, mezii sunt 4 și respectiv x plus 2. Produsul um, extremilor, adică 8 ori x, este egal cu produsul mezilor, adică 4 înmulțit cu x plus 2. Observați, x plus 2 îl tratez ca fiind un singur termen, de aceea l-am și trecut în parantez. Desfințăm aici paranteza, așa cum știm, când înmulțim un termen cu o paranteză, se înmulțește acel termen cu fiecare termen din paranteză. Obținem 8x egal cu 4x, 4x plus 4 ori 2, 8. Separăm termenii ce conține cunoscuta x în partea stângă, obținem 8x plus 4x trecut în partea cealaltă, îi se schimbă semnul, vom obține minus 4x egal cu 8, 8x minus 4x este 4x egal cu 8, x egal cu 8 pe 4, x egal cu 2. Vom face și verificarea. Verificarea în ce constă? Am locui în proporția inițială x cu 2, am obținut 2 pe 4, Egal cu 2 plus 2 face 4 supra 8. Și această proporție este adevărată deoarece produsul 2 ori 8 este egal cu produsul 4 ori 4. O altă metodă de rezolvare ar fi să uh, folosim proporții derivate. Mai scriu încă o dată această proporție. În ce constă metoda proporțiilor derivate? Așa cum știm, dacă plecăm de, la, de exemplu de la o proporție de formă A supra B egal cu C supra D, atunci putem obține mai multe proporții în felul următor. Schimbăm pozițiile mezilor între ei sau a extremilor între ei. De exemplu, pot lăsa uh, extremii A și D neschimbați și schimb pozițiile mezilor. Pun aici C și aici B. De ce am voie să fac acest lucru? Deoarece produsul rămâne neschimbat. Aici A ori D egal cu B ori C, A ori D egal cu C ori B, ori C ori B este de fapt înmulțirea fiind comutativă, este tot B ori C. Evident, pot face această modificare sau această permutare de termeni și pentru men și pentru extrem separat sau simultan. O altă variantă ar fi să amplificăm, de exemplu, una din. Unul dintre rapoarte cu un număr. De exemplu, dacă aș amplifica primul raport cu un număr K, să zicem, aș obține K ori A supra K B egal cu C supra D. Și iarăși, această proporție derivă din proporția inițială. De aceea, o vom... Este o altă proporție, se numește proporție derivată. Un alt, bineînțeles, avem la dispoziție și posibilitatea de a simplifica un raport. O altă variantă desutilizată este, de exemplu, să lăsăm, de exemplu, numitorii celor două rapoarte neschimbați, iar la numărători, la A și ce să adunăm sau să scădem numitorii. Și așa vom face în cazul acestui exercițiu, evident putem să aplicăm acest procedeu și jos, adică lăsăm numărători A și C neschimbați, iar la numitorii B și D adunăm sau scădem numărătorii, adică la numitorul B l-am adunat sau l-am scăzut pe A, iar la D adunăm sau scădem pe C. Acesta, acestea sunt alte proporții derivate care se pot obține din această pro, uh, proporție inițială. Toate aceste pro, uh, proporții obținute prin diverse procedee, se numesc proporții derivate din proporția aceasta inițială. Cum am aplicat în cazul acestui exercițiu ceea ce am discutat aici? Păi, de exemplu, aș putea să fac în felul următor. Aplicăm întâi procedeul prin care schimbăm extreme între ei, adică X trece în locul lui 8 și 8 trece în locul lui X, am obține 8 supra 4 egal cu X plus 2 supra X. Am permutat acești doi extremi între ei, le-am schimbat locurile. Iar acum vom folosi un următorul procedeu. Din numărătorii 8 și X plus 2, deci din 8 și X plus 2, vom scădea numitorii. Numitorii sunt 4 și x, îi vom scădea. Din numărători scădem numitorii. 8 minus 4, x plus 2 minus x. Deci ce am aplicat acest procedeu? Deoarece în partea dreaptă aici observați x plus 2 cu uh, x cu minus x se anulează și obținem proporția x supra 4 egal cu 2 supra x. Iar de aici este ușor de găsit x, deoarece ne apare într-un singur loc ori aplicăm produsul mezi egal cu produsul extreme, sau direct x egal cu 4 ori 2 supra 4. 4 ori 2 supra 4, se simplifică prin 4 și obținem 2, același rezultat ca și în cazul precedent. De aceea numărul căutat în cazul de față este 2. Continuăm. Cel mai mare număr impar din mulțimea M este egal cu mulțimea M, Așa cum observăm, este formată din numere întregi, iar aceste numere întregi x sunt cuprinse între 3 și 8. Care sunt aceste numere? Evident, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De ce am luat inclusiv 3 și 8? Pentru că, observați aici, avem semnul de mai mic sau egal și în partea stângă și în partea dreapta lui x. De aceea, în locul lui x, aș putea să pun inclusiv 3, respectiv 8. Care este cel mai mare număr impar? Cel mai mare număr impar, evident că, din această mulțime, este numărul 7. De aceea, răspunsul este 7. Continuăm. Punctul M este situat, este este mijlocul laturii BC a triunghiului ABC. Dacă aria triunghiului ABC este egală cu 36 cm², atunci aria triunghiului ABM este egală cu... Pentru a înțelege mai bine, voi face un mic desen. Avem aici punctul A, punctul B și punctul C. M este mijlocul lui BC, să zicem că ar fi pe aici. Și ni se solicită să găsim area triunghiului ABC. Area triunghiului ABM. Cine este AM? Evident AM, deoarece M este mijlocul lui BC, AM se numește mediană. Și această mediană are o proprietate interesantă, și anume că în partea aria întregului triunghi, în întregul triunghi, în două triunghiuri cu arii egale. Și pentru a înțelege mai bine de ce are loc acest lucru, am pregătit aici, în GeoGebra, o mică, o mică prezentare. Ce avem aici? Avem triunghiul ABC. Așa cum știm, aria unui triunghi este baza ori înălțimea asupra 2. Iar în cazul de față, baza este BC, înălțimea este AD. Înălțimea reprezintă perpendicular adusă dintr-un vârf pe latura opusă. Iar baza este latura pe care pică înălțimea. BC este baza, AD este înălțimea. În cazul de față, observați, baza are lungimea de... Haideți să pun de 8 cm. Baza este de 8 cm, BC este de 8 și AD are lungimea 5 atunci aria va fi 8 ori 5 supra 2, 40 supra 2, 20 de centimetri. Ce voi face? Voi deplasa vârful A în stânga uh, acestui desen. Observați, am uh, deplasat punctul A, îl voi deplasa pe această dreaptă imaginară, care este paralelă cu dreapta BC. Urmăriți ce se întâmplă cu valorile aici, cu aria și cu lungi, baza și înălțimea. Dacă deplasez aici punctul A, observați, baza rămâne neschimbată, are aceeași lungime de 8 cm, înălțimea rămâne neschimbată este 5, de aceea, evident, și aria va avea aceeași valoare, 20 cm. Dacă mai deplasez încă o dată aici punctul A, înălțimea și baza având valori neschimbate, aria rămâne în permanență 20. Deci, remarcăm, dacă eu aș deplasa aici punctul A pe această dreaptă paralelă cu dreapta BC, atunci în permanență aria rămâne neschimbată de 20 de centimetri. Ce se întâmplă, de exemplu, dacă pun punctul A aici? Observați, în aceste cazuri, triunghiul meu era triunghi Ascuțit cu unghiurile să zicem că sunt ascuțite. Dar dacă punctul A ar fi aici, observați aici fiind un drept, triunghiul devine triunghi dreptunghic. Baza este tot latura BC8, înălțimea este tot latura AD, dar vedeți în cazul unui triunghi dreptunghic, de fapt, baza și înălțimea devin cele două catete ale triunghiului dreptunghic. Așa se explică de ce în cazul unui triunghi dreptunghic. În loc de formula baza ori înălțimea supra 2, avem cateta 1 ori cateta 2 supra 2. Și evident, aria rămâne neschimbată. Baza este 8, înălțimea este 5, 8 ori 5 supra 2, tot 20. Ei, ce vreau să, de ce v-am pregătit această prezentare? Deoarece este mai dificil de înțeles ce se întâmplă în cazul unui triunghi a optuzunghic. Haideți să vedem. Dacă deplasez vârful A spre stânga, observați că înălțimea nu o să mai pice pe latura EBC, pe segmentul BC, ci va pica în afara acestui segment. Și mai exact pe cine? Pe prelungirea laturii BC, adică pe dreapta BC. Și observați aici: am, pre, am uh, evidențiat faptul că dacă prelungim latura BC, înălțimea din vârful A va cădea pe prelungirea latului BC în punctul D. Evident, aria rămâne neschimbată, adică baza rămâne neschimbată cu lungimea de 8 cm, înălțimea rămâne tot 5. Și aici, dacă aș ajunge, același lucru. Observați, valoarea este neschimbată. De aceea, deplasăm punctul A, astfel încât înălțimea să rămână neschimbată la lungimea de 5 cm, Aria va rămâne neschimbată, deoarece baza 8 nu va fi modificată. Acum să vedem ce se întâmplă uh, în situația în care am avea o mediană. Voi construi mediana, voi evidenția mediana, adică voi construi mediana plecând din vârful A. Unim A cu mijlocul laturii BC să arătăm care este mediana. M este la mijlocul latului BC. Asta înseamnă că BM este de 4 cm și MC este de 4 cm. Se formează două triunghiuri. Triunghiul ABM și respectiv AMC, pe care le voi evidenția aici. Triunghiul albastru, triunghiul roz. Am adăugat aici modul cum se calculează aria fiecărui triunghi. Și vom observa un lucru interesant. Și anume, în cazul triunghiului AMB, triunghiul din partea asta. Care este baza? Baza este BM, care avea lungimea de 4 cm și înălțimea cine este? Este AD, care are lungimea de 5 cm. Înălțime care corespunde cu înălțimea inițială din triunghiul ABC. Dacă ne uităm în celălalt triunghi AMC, acest triunghi este obtuzunghi, acest unghi este obtuz, înălțimea din vârful A va pica pe prelungirea laturii BC în punctul D, Baza în cazul acestui triunghi AMC este MC, care are lungimea de 4 cm, deoarece este jumătate din latura BC, care era, avea valoarea 8, iar AD, înălțimea este aceeași. Ce observăm prin comparație dacă analizăm ariile celor două triunghiuri ABM și AMC? Prin ce diferă cele două relații? AD observați înălțimea este aceeași de 5 cm. BM și MC sunt egale pentru că M era la mijlocul laturii BC. Așa se explică de ce cele două triunghiuri în permanență vor avea aceeași arie. Observați dacă oriunde m-aș duce, cele două arii vor fi egale, iar suma lor ne va da aria întregului triunghi. Haideți să mai am un exemplu. Observăm în permanență este de Uh, cele două arii, cele două triunghiuri care sunt uh, separate prin această mediană vor avea în permanență aceeași arie, iar aria întregului triunghi este de fapt dublu unei de uh, dublu ariei unui triunghi mai mic sau un triunghi obținut prin construcția unei unei mediane va avea aria jumătate din aria întregului triunghi. 10 este jumătate lui 20. În cazul nostru, dacă revenim, deoarece triunghiul ABC avea toată aria 36 de centimetri și nouă ni se solicită să găsim aria acestui triunghi, așa cum am remarcat cele două triunghiuri având aceeași arie, deducem că area triunghiului ABM este jumătate din area întregului triunghi, adică va fi jumătate din 36 cm, adică 18 cm pătrați. Reținem, dacă AM este mediană, atunci întotdeauna area triunghiului ABM este egală cu area triunghiului AMC, așa cum am văzut în prezentarea anterioară. Continuăm. În figura 1 este reprezentat un cub cu latura bazei de 3 cm. Să zicem că AB este 3. Aria totală a acestui cub. Prin aria totală înțelegem suma ariilor tuturor fețelor, cum toate fețele sunt pătrate. Și aria aria pătratului ABC este 9. După cum știm, aria unui pătrat se găsește cu formula latura pătratului la puterea a doua, adică area acestui triunghi este 9 și cum sunt 6 fețe în total am obține 6 ori 9 54 de centimetri pătrați sau dacă formu folosim formula generală area totală în cazul unui cub este 6 ori latura la pătrat, deoarece avem 6 feți. În final obținem 6 ori 3 la pătrat 6 ori 9 54 centimetri pătrați. Continuăm. În tabelul următor sunt prezentate pentru o pensiune informațiile referitoare la numărul de camere și numărul și la numărul de paturi din fiecare tip de cameră. Conform tabelului, numărul total de paturi din această pensiune este egal cu. Trebuie să urmărim cu atenție datele din tabel. Observați, avem două camere care au câte un pat, avem patru camere care au câte două paturi, patru camere care au trei paturi și două camere care au 4 paturi. Adică, dacă avem două camere și în fiecare cameră este un pat, atunci, evident, din aceste camere deducem că vom avea 2 paturi în total, plus 4 camere și fie cam, fiecare cameră având câte 2 4 vom obține 4 ori 2 8 4, plus 4 3 12, plus 2 ori 4 8. Și însumând aici obținem 10, aici 20, în total obținem 30 de 4. Numărul total de paturi din această pensiune este egal cu 30. Continuăm. Desenați pe foaia de examen un paralelipiped dreptunghic. Să desenăm. Fețele, după cum știm, în cazul unui paralelipiped dreptunghic, sunt dreptunghiuri. Desenăm întâi un dreptunghi aici. Și apoi încă un dreptunghi. Iar în final construim aceste segmente și trebuie să mai fim atenți la un anumit aspect. Anumite muchii trebuie să duse cu linie întreruptă și anume acestea sunt în plan secundar. Și în final nu uităm să și notăm. Avem jos baza ABCD și sus A prim, B prim, C prim, D prim. Continuăm. Determinați numărul natural de două cifre, adică este un număr de forma AB, care este de 5 ori mai mare decât suma cifrelor sale. Adică pe noi ne interesează să găsim un număr de două cifre care are proprietatea că este de 5 ori mai mare decât suma cifrelor sale. Adică AB în baza 10 este egal cu 5 ori paranteza A plus B. Așa se scrie matematic faptul că numărul nostru este egal sau este de 5 ori mai mare decât suma cifrelor sale. După cum știm, numerele scrise în baza 10 se scriu a fiind cifra zecilor, B cifra unităților, acest număr se scrie de forma A ori 10, adică 10A plus B egal cu, iar aici desfințăm paranteza. Obținem 5A plus 5B. O observație: dacă numărul nostru ar fi de forma să zicem ABC, A fiind cifra sutelor se scrie 100A, B fiind cifra zecilor se scrie 10B. Plus C. Și așa mai departe. Dacă ar fi ABCD, 1000A plus 100B plus 10C plus D. Și în felul acesta toate numerele naturale pot fi scrise în baza 10 în funcție de puterea ale lui 10 și cifrele respective. Revenind aici, separăm. Îl ducem pe 5A în partea stângă, obținem 10A minus 5A egal cu uh, 5B minus B. Obținem 5A egal cu 4B. Și de aici am avea două variante de rezolvare. În primul rând, haideți să analizăm cine ar fi A și B. A și B erau niște cifre. Ce valori posibile ar putea să ia A? Păi A în primul rând nu poate fi 0, deoarece un număr nu poate să înceapă cu cifra 0, deci practic A ar fi un număr, o cifră de la 1 teoretic până la 9, iar B-ul teoretic ar putea să fie și 0, pentru că B-ul, observați, fiind cifra de la urmă, ultima cifră, uh, nefiind uh, cazul de a avea un număr care începe cu 0, B-ul poate să fie inclusiv 0, deci 0, 1 până la 9. Și acum ce variante aș avea? O variantă ar fi, de exemplu, să iau prin încercări, adică iau primul caz. A egal cu unde avem mai, mai, puține valori. În cazul lui A. Și îi dau lui A toate valorile de la 1 la 9. Pun în locul lui A. Uh, îl dau un exemplu. Nu este metoda recomandată în cazul de față, dar sunt situații în care aplicăm acest procedeu. Dacă a de exemplu, ar fi 1, atunci această egalitate s-ar scrie 4B egal cu 5. 5 ori 1 egal cu 5. De aici deducem că B egal cu 5 supra 4 și 5 supra 4 fiind un număr natural observați nu este niciuna din cifrele de la 0 la 9, atunci acest caz nu verifică datele problemei și merg mai departe, cazul 2, 3, 4 până epuizez toate cazurile aceasta ar fi o variantă de rezolvare pentru a restringe numărul de cazuri am putea proceda în felul următor l-am scoate de exemplu pe a de aici a ar fi, de exemplu, 4B supra 5. Și cum a trebuie să fie un număr natural, înseamnă că în locul lui B ar trebui, deoarece 4 cu 5 nu se simplifică, înseamnă că b ar trebui să fie un număr care se simplifică cu 5. Și cine din cifrele noastre se simplifică cu 5? Doar 5. De aici deducem că b ar trebui să fie obligatoriu 5 iar au ar deveni 4 ori 5 supra 5, s-ar simplifica prin 5 și am obține au 4 și atunci numărul căutat ar a B ar fi de fapt 45. Um, să verificăm dacă acest număr este bun, ar trebui ca acest număr 45 să fie egal cu 5 ori suma cifrelor sale, adică 4 plus 5. Și observați că este adevărat. Deoarece 5 ori 9 ne dă 45. Deci numărul găsit este ok. Întrebarea este, am avea o altă variantă? Păi nu mai există altă cifre care să se simplifice cu 5 aici. Un alt procedeu desutilizat în exerciții este următorul. Încercăm să ne folosim de următorul aspect. Știm că numerele de forma 5 ori ceva au ultima cifră 0 sau 5. Știm că atunci când înmulțim un număr cu uh, cu 5, cu siguranță se va termina în 0 sau 5. Dacă numărul din partea stângă se termină în 0 sau 5, înseamnă că și ultima cifră a lui 4B ar fi 0 sau 5. 0 sau 5. Păi dacă avem 4B de forma 0 sau 5, să se termine în 5 nu va fi posibil, dar în schimb în 0 când se termină? Când în locul lui B aș pune 5. Și atunci remarcăm faptul că B ar fi 5 și dacă b este 5, revenind aici, vom obține faptul că a este 4. Și în felul acesta am găsit același număr AB de forma 45. Deci numărul căutat era 45 și acest număr îndeplinește datele din problema noastră. Repet, cele două procedee. ori exprimăm A în funcție de B și încercăm să punem în locul lui B valori pentru care se simplifică aici această fracție și obținem un număr natural sau ne bazăm pe ultima cifră. Ambele procede sunt, sunt utile atunci când vrem să rezolvăm astfel de probleme. Continuăm. Un corp de mobilă este format din trei părți. Prima prima parte cântărește 5 kg, a doua parte cântărește cât prima parte și jumătate din a treia parte împreună. Iar a treia parte cântărește cât prima și a doua parte împreună. Determinați cât cântărește în total corpul de mobilă. Voi nota cu A, B și C um, Numărul de kilograme aferent pentru fiecare parte din cele trei corpuri care formează a, corpul de mobilă. Prima parte cântărește 5 kg, deci A egal cu 5 kg. A doua parte, B, spune că cântărește cât prima parte, adică 5. Și jumătate din a treia parte împreună. adică plus jumătate din a treia parte, jumătate din c. Iar a treia parte, adică c, cântărește cât prima și a doua împreună. Prima era 5 și a doua este b. Din aceste relații ar trebui să deducem acum cât cântărește în total corpul de mobil. Adică trebuie să aflăm de fapt cât face A plus B plus C. Să aflăm rezultatul acestui calcul. Cum putem proceda? Păi am putea să procedăm în felul următor. Deoarece B se scrie în funcție de C ca fiind 5 plus C supra 2, voi merge aici și voi înlocui b Și voi obține C egal cu 5 plus 5 plus C supra 2. Obținem C egal cu 10 plus C supra 2. Putem să aducem totul la același numitor. Numitorul comun este 2 și nu mai trece numitorul comun. Obținem 2C egal cu 20 plus C. C-ul ducem în partea cealaltă și obținem 2C minus C egal cu 20. C egal cu 20. Deci C-ul are 20 de kilograme. Iar B-ul. Îl putem găsi, de exemplu, de aici. B-ul este egal cu 5 plus C supra 2, adică 20 supra 2. Obținem 5 plus 10, 15 kg. Concluzie. A, prima parte avea 5 kg, b o avea 15, c o are 20. Și când le însumăm, A plus B plus C egal cu 5 plus 15 plus 20... 20 plus 20, 40 de kg va avea întregul corp de mobilă. 40 kg. Continuăm. Se consideră aceste două funcții. Pentru M egal cu minus 3, reprezentați grafic funcția F. Să reprezentăm grafic. Dacă M este minus 3, atunci funcția noastră F, definită pe R cu valori în R, Înlocuim m-ul cu minus 3 și obținem 3x minus 3. Iar pentru a reprezenta grafic, așa cum am prezentat și în cadrul altor tutoriale, avem mai multe variante de rezolvare. O primă variantă ar fi să construim un tabel, un mic tabel. Aici, lui x, asociem, alegem două valori oarecare din domeniul de definiție, să zicem 0 și 1. Și e, pentru fiecare valoare din domeniu să aflăm valoarea în codomeniu. Cât face f de 0? f de 0 e egal cu 3 ori 0 minus 3, 0 minus 3 obține minus 3. Cât face f de 1? f de 1 este 3 ori 1 minus 3, adică 3 minus 3, 0. În felul acesta am găsit un punct, hai să le notez pentru că aici avem A și B, voi folosi alte litere. Să zicem că avem punctul M de coordonate 0, minus 3, care aparține graficului funcție F, și punctul N de coordonate 1, 0, care aparține graficului funcție F. În final, reprezentăm aceste puncte. Punctul de coordonate 0, minus 3, x-ul 0, y-ul minus 3, minus 1, minus 2, minus 3 ar fi pe aici. Punctul E. Și punctul E de coordonate 1, 0 ar fi undeva pe aici. Punctul E. Iar reprezentarea grafică, așa cum știm în cazul unei astfel de funcții de forma A, AX plus B, o funcție liniară este o dreaptă care trece prin aceste puncte. Iar pe această funcție sau pe această dreaptă scriem legea de corespondență 3x minus 3. Aici, evident, avem axa absciselor axa sau X și axa ordonatelor axa sau Y. Aceasta ar fi a, reprezentarea grafică a funcției F în situația în care M este minus 3. Evident, puteam să iau și alte valori în afară de 0 și 1. De exemplu dacă luăm 2. Pentru 2 F de 2 obținem 3 ori 2, 6 minus 3, 3. Și atunci obținem un punct de coordonate 3, 2. Și ar fi de fapt un, un alt punct care este pe reprezentarea grafică a funcției F. Ideea este că nu are importanță ce valori luăm. Uh, pentru elementele din, uh, din domeniul de definiție, deoarece, așa cum știm de la geometrie, prin două puncte distincte trece o singură dreaptă. De aceea este suficient să găsim două perechi de numere, care în final ne vor conduce la două puncte, iar prin cele două puncte trece uh, dreapta corespunzătoare, corespunzătoare reprezentării grafice a funcției F. Să vedem punctul B. La punctul B ne spune așa, în sistemul de coordonate X ori Y se consideră A și B punctele de intersecție a graficului funcției F, respectiv graficului funcției G cu axa o X și punctul C, punctul de intersecție a graficului funcției F cu graficul funcției G. Determinați numerele reale ne nu leiem știind că area triunghiului ABC este egală cu 15. Pentru început, să analizăm următoarea situație. Și aici este important să înțelegem anumite aspecte. Și anume, dacă de exemplu avem un punct oarecare, să zicem un punct Yes de coordonate XY, și acest punct este pe reprezentarea grafică a funcției f, atunci ce legătură există între x și y? Și ține minte, dacă un punct S de coordonate x și y aparține graficului funcției f, atunci asta este echivalent cu faptul că f de x egal cu y. De aceea, dacă ați remarcat în cazul anterior, când am uh, făcut acest tabel, în permanență precizez aici că y de fapt la capitolul funcției este f de x. Deci ține minte între X și Y, între abscisă și ordonată, întotdeauna este această legătură. De exemplu aici, dacă punctul M de coordonate 0 și minus 3 era pe grafic, atunci F de 0 e egal cu 3. De fapt, exact egalitatea de la care am plecat. O altă observație. Să vedem acum să analizăm situația în care avem o dreaptă ce intersectează graficul unei funcții. Evident, când intersectează, va intersecta axa absciselor, axa OX și axa OY în două puncte. Haideți să ne uităm puțin la coordonatele acestor puncte. Aici avem X, Y, X și Y. În cazul când facem intersecția cu axa OX, X-ul nu știm unde este, poate să fie mai în stânga sau mai în dreapta, de exemplu în cazul de față X-ul ar fi un număr negativ. Dar nu știm valoarea cu exactitate. Dar, deoarece punctul acesta este pe ax sau X, y cu siguranță va fi 0. De aceea, când facem intersecția, și ținem minte acest aspect, deci când intersectăm graficul unei funcții cu ax sau X, întotdeauna Y-ul abscisa este întotdeauna 0. Iar pe partea cealaltă, când facem intersecția între reprezentarea grafică a funcției f și axa sau y, întotdeauna x-ul este 0. Graficul intersectează axa sau y, x este 0. Y-ul, de exemplu, în cazul de față este un număr pozitiv, să zicem ar fi 1, 2, depinde cât luăm diviziunea. Dar y cu, x cu siguranță este 0, deoarece este pe axa coresp corespunzătoare cu abscisa 0. Ține minte și aceste lucruri, vom avea nevoie în cazul de față, să aplicăm ceea ce am spus aici. Deci, prima dată ce ne spune problema? Că punctele A și B sunt punctele de intersecție a graficului funcției F, deci graficul F intersectează axa OX și obținem punctul A. Deci facem intersecția dintre graficul funcției F și axa OX. Ce condiție am spus că avem? Y să fie 0. Deci pentru Y egal cu 0, Y am spus că în cazul unei funcții este de fapt F de X egal cu 0. Iar la, în cazul nostru F de X este 3X plus M. Și îl scoatem pe X de aici. Obținem 3X egal cu minus M. Rezultă X egal cu minus M supra 3. Asta ne arată că graficul intersectează axa X, într-un punct notat cu A de coordonate. Cât este x-ul? Minus m pe 3. Și cât este y-ul? y, -ul? y -ul este 0. Analog, graficul funcției G intersectează tot axa OX, condiția axa OX, condiția va fi aceeași, y să fie 0, adică g de x să fie 0, la noi g de x era minus 2x plus m egal cu 0. Rezultă de aici minus 2x egal cu minus m. De aici rezultă x egal cu minus m supra minus 2. Minus pe minus ne dă plus. Deci putem să scriem direct m pe 2. Scriem și acest lucru. Graficul lui g intersectează axa x. Într-un punct B de coordonate X este M pe 2 și Y este 0. Ce punct mai avem? Mai avem punctul C. Punctul C este intersecția dintre graficele celor două funcții. Deci trebuie să găsim graficul lui F unde intersectează graficul lui G. Și va fi un punct C. Ce coordonate are acest punct? Păi, haideți să facem o analiză pe următorul, pe același desen. Sau, haideți să iau alt desen. Dacă să zicem că avem două funcții și acesta este graficul funcției F și acesta este graficul funcției G. Iar acesta, să zicem că ar fi punctul C. Punctul C, aici G, punctul C se găsește la intersecția graficelor celor două funcții. Acest punct, să zicem că are coordonatele x și y. Deoarece punctul c este pe graficul funcției f, știm că am discutat la, în exemplele anterioare, asta înseamnă că f de x egal cu y. Dar punctul c fiind și pe graficul funcției g, asta înseamnă că și g de x egal cu y. Deoarece f de x este y, g de x este y, de aici deducem că f de x și g de x fiind egale cu aceeași valoare comună, f de x egal cu g de x. De aceea, ține minte, atunci când vrem să determinăm punctul de intersecție dintre graficile a două funcții, întotdeauna egalăm f de x cu g de x. În cazul nostru, f de x egal cu g de x, să vedem ce obținem. f de x era 3x plus m, egal cu g de x, care este minus 2x plus m. I cu M fiind aceeași valoare, când trecem într-o parte în alta, în alta se anulează, obținem 3x plus 2x egal cu 0, 5x egal cu 0, x egal cu 0 pe 5 și 0. Deci, abscisa punctului C este 0, iar pentru a afla y calculăm ori f de 0, ori g de 0. E același lucru. f de 0, dacă mergem și înlocuim aici, vine m. Observați că aceeași valoare Y aș fi obținută și dacă calculez G de 0. G de 0 obținem aici 0 plus M ne dă Y. Adică acea valoare comună G de 0 și F de 0 și G de 0 ne dă aceeași valoare comună M. De aceea tragem concluzia că graficile celor două funcții se intersectează într-un punct C de coordonate 0M. Acum, ce ne mai spunea problema? Haideți să facem un mic desen ca să înțelegem mai bine ce am justificat pe, până acum. Am arătat următorul, următorul lucru. Faptul că dacă reprezentăm grafic axele OX și OY, aceasta este axa sau x, asta este axa sau y. Avem prima dată graficul funcției f, intersectează punctul uh, a de coordonate minus 3, minus m pe 3 și 0. Ce se întâmplă? Practic avem uh, două situații. În funcție de valorile pe care le avem pentru m, dacă m e pozitiv, m ar fi mai mare ca 0, minus m pe 3 va fi negativ și punctul ar fi aici. Dacă m ar fi negativ, acest număr minus m pe 3 ar fi pozitiv și punctul A ar fi aici. Deci poate, în funcție de situație, eu voi descrie situația pentru m mai mare ca 0. Dar analog s-ar face și dacă m este mai mic ca 0, punctul A va fi, ar fi situat în partea cealaltă. Aici, să zicem că este punctul A de coordonate minus m pe 3 și 0. Iar punctul B va fi undeva pe aici, de coordonate IM pe 2 și 0. Iar punctul C, în situația în care IM ar fi pozitiv, ar fi undeva pe aici, punctul C de coordonate 0 m. Iar triunghiul care s-ar forma ar fi acesta. Triunghiul ABC. Acest triunghi ABC are aria egală cu 15 cm. Deci aria triunghiului ABC este de 15 15, nu ne este precizată unitate de măsură. Cu cine este egală aria. Aria, în cazul de față, baza o să o considerăm AB, iar înălțimea va fi CO. Lungimea acestui segment este M, iar lungimea segmentului AB, adică a bazei, o vom găsi în felul următor. Distanța de la origine până la A este MP3. Iar distanța de la origine la B este MP2. Deci AB practic este MP3 plus MP2. Și însumăm, aducem la același numitor, amplificăm aici cu 2 și 3, deoarece numitorul comun este 6. Obținem 2M pe 6 plus 3M pe 6 egal cu 5M pe 6. Și, deci aceasta este 5M pe 6. Și acum, așa cum am văzut și în cadrul altui exercițiu, aria fiind baza ori înălțimea supra 2, baza este 5M pe 6, înălțimea este M supra 2, egal cu aria care era 15. Și în această egalitate putem să aflăm valorile lui M. Punem aici supra 1 produsul mediu egal produsul extremilor, de aici obținem 5M pătrat supra 6 egal cu 30. De aici aducem la același jumitor, obținem 5m pătrat egal cu 300. Am adus la același jumitor, m pătrat este egal cu, să vedem cât obținem aici, nu 300, este 6 ori 30, 180. Și 180 împărțit la 5, obținem 3, 36. De unde e pătrat fiind 36, știm că în situația în care avem un număr la puterea a doua egal cu 36, valorile lui M sunt plus minus radical din 36, adică plus minus 6. Care valori sunt bune? Ambele. Și, cea valo și valoarea pozitivă și valoarea negativă. Observați, eu am evidențiat aici situația în care M ar fi mai mare ca 0, dar am precizat mai devreme. Dacă M ar fi mai mic ca 0, adică ar fi uh, minus 6, s-ar inversa uh, locurile punctelor A și B. Numărul uh, B aici, dacă e, ar avea M-ul negativ, minus 6 pe 2 ar fi minus 3, punctul B de coordonate minus 3, 0 și acesta punctul A ar trece în partea dreaptă iar punctul C ar trece jos pentru că m fiind negativ ar fi undeva aici pe, abscis, pe ordonată la diviziunea minus 6. Concluzie, valorile lui M pentru care area triunghiului ABC este 15 sunt 6 și minus 6. Continuăm. Se consideră această expresie și trebuie să arătăm că valoarea expresiei este 4. Pentru început, așa cum am prezentat și în cadrul altor tutoriale, este recomandat să descompunem în factori numărătorii și numitorii acestor rapoarte. Haideți să descompunem întâi expresia x pătrat minus x 2. Voi prezenta două metode de de rezolvare. O primă metodă ar fi să ne folosim de un procedeu descris și în cadrul altor tutoriale, și anume, așa cum vedem, noi la dispoziție avem trei metode de descompunere în factori. Putem încerca să dăm factor comun, dar nu este cazul aici, nu avem posibilitatea să dăm factor comun pentru cei trei termeni. O altă metodă ar fi să utilizăm formulă de calcul prescurtat, nu este cazul. Sau să grupăm termenii, metoda grupării termenilor. În cazul de față, nu putem grupa termenii deoarece nu avem un număr par de termeni să grupăm 2 câte 2. Și atunci vom face în așa fel încât termenul de la mijloc, care este de fapt minus "-1x", să-l scriem ca alți doi termeni. Cum facem? Căutăm două numere care prin înmulțire să ne dea, ne dea minus "-2". Și tot aceleași numere, prin adunare, să ne dea minus 1. Este recomandat întotdeauna să plecăm de la amulțire. Numerele respective remarcăm că sunt minus 2 și plus 1. Deoarece minus 2 ori plus 1 face minus 2, iar minus 2 adunat cu 1 este minus 1. Și atunci, această, aceste două numere ne dau ideea de a scrie pe cel de la mijloc ca fiind minus 2x plus 1x sau plus x. Și acum putem să grupăm 2 câte doi termeni. Din primii 2 dăm factor comun pe x. x pe lângă x minus 2. Iar pe acești doi termeni las într-o paranteză. De ce i-am pus în paranteză ca să-mi permit încă o dată să mai dau factor comun. Aici este ca și cum ar fi înmulțit cu 1, factorul comun x minus 2 pe lângă uh, x plus 1. Și ar fi, aceasta ar fi descompunerea în factori a acestei. Uh, expres. O altă variantă de descompunere în factori ar fi așa cum știm, avem o relație x pătrat plus bx plus c. Dacă întâlnim o astfel de expresie o putem scrie în, a, descompus în factori folosind următoarea relație a pe lângă x minus x1 pe lângă x minus x2. Unde cine sunt x1 și x2? x1 și x2 sunt soluțiile ecuației ax pătrat plus bx plus c egal cu 0. În cazul nostru x pătrat minus x minus 2 egal cu 0 obținem următoarele soluții. Delta este b pătrat minus 4 ac. b este la noi minus 1 deci obținem minus 1 totul la pătrat minus 4 ori 1 Haideți să spunem, spunem aici clar. a este 1 b este minus 1 c este minus 2 Obținem minus 1 totul la pătrat, b pătrat, minus 4, ori 1, orice care este minus 2. Obținem 1 plus 8, egal cu 9. X1, 2, știm că este minus b plus sau minus radical din delta supra 2a, minus b. Cine este minus b? Minus minus 1 este 1, plus sau minus radical din 9 este 3, supra 2 ori 1 este 2. Și avem două variante. Dacă luăm cu plus 1 plus 3 pe 2, ne dă 4 pe 2, 2. Dacă luăm cu minus, obținem 1 minus 3 pe 2, adică minus 2 pe 2, adică minus 1. Și atunci, folosind de expresia de la început, deducem că x pătrat minus x minus 2 se scrie a, care la noi este 1 și nu mai trec, pe lângă x minus prima rădăcină, adică x minus 2, pe lângă x minus a doua rădăcină, adică x minus minus 1 înseamnă x plus 1. Și observați cele două expresii la care am ajuns coincid și în felul acesta am descompus în factori prin două metode această, această expresie. Revenind, dacă în acest raport înlocuiesc pe x pătrat minus x minus 2 cu ce am găsit aici, aș obține... Haideți să evidențiem acest lucru. x minus 2 pe lângă x plus 1 supra x minus 2 totul la pătrat minus 4 supra. Aici este formula de calcul prescurtat. Este x pătrat minus 2 la pătrat. Se scrie x minus 2 pe lângă x plus 2. Aici sus, la fel, avem formula de calcul prescurtate, este x plus 1 totul la pătrat. Iar aici putem folosi același procedeu ca mai devreme. Uh, sau unul din cele două procedee prezentate anterior. Voi folosi primul procedeu acum. Căutăm două numere care prin înmulțirea lor să ne dea 2 și suma lor să fie 3. Evident, numerele respective sunt 2 și 1. Și atunci, pe numărul de la mijloc o să scriem 2x plus x, grupăm 2 câte 2x pe lângă x plus 2, plus x plus 2. Dăm factor comun pe x plus 2 pe lângă x plus 1. Și scriem aici x plus 2 pe lângă x plus 1. Și deocamdată să calculez doar ce este în paranteza rotundă. Prima dată încercăm să simplificăm și observați x minus 2 cu un x minus 2 se simplifică, x plus 1 de sus cu x plus 1 de jos se simplifică și obținem x plus 1 supra x minus 2, minus 4 supra x minus 2 pe lângă x plus 2, minus x plus 1 supra x plus 2. Aducem la același numitor, evident numitorul comun va fi produsul acestor paranteze. Avem x plus 2 aici și x minus 2 aici, și o obținem în final. Voi efectua direct calculul. Vine x pătrat plus. Vom avea x ori 1x și 2 ori x, 2x, deci în final 3x plus 2, minus 4, iar aici x ori x va da x pătrat și cu minus din față minus x pătrat x ori 1 face x minus 2 ori x minus 2x, deci împreună ne-ar da minus x și cu minusul din față plus x, și minus 2 ori 1 face minus 2 cu minusul din față plus 2. Iar numitorul, evident, va fi același x minus 2 pe lângă x plus 2. Se reduc x pătrat cu minus x pătrat, 3x și cu x face 4x. 2 și cu 2, 4 și cu minus 4 se anulează. Deci rămâne 4x supra x minus 2 pe lângă x plus 2. Și atunci, în final, expresia noastră se scrie e de x egal cu paranteza este 4x supra x minus 2 pe lângă x plus 2. Împărțirea se transformă în înmulțire, mulțim cu al doilea raport scris inversat. Simplificăm x minus 2 și x plus 2, mai simplificăm prin x și observați în final că într-adevăr valoarea expresiei este 4. Evident, pentru orice număr real x diferit de minus 2, x diferit de minus 1, x diferit de 0 și x diferit de 2. De ce aceste valori nu le putem lua? Pentru că am obține, de exemplu, pentru, de ce valoarea 2 nu poate fi luată. Observați dacă în locul x aici aș pune 2, 2 minus 2 ne-ar da 0 ori, știm că un raport cu numitorul 0, fracție cu numitorul 0 nu există. Așa au fost deduse și celelalte valori. Sau, de exemplu, valoarea 0. Dacă punem aici 0, fracția asta devine 0, iar ceva împărțit la 0 nu este posibil. În final, valoarea expresiei este 4 și în felul acesta am finalizat rezolvarea acestui exercițiu. Continuăm. În figura 2 este reprezentat un cerc de diametru AB 8 cm. Dacă diametrul, diametru, după cum știm, este coarda care trece prin centrul cercului, și diametrul AB este format din două raze, raza AO și OB. Cum razele sunt egale, AB fiind 8, deducem faptul că AO are lungimea 4 și OB are lungimea 4. Deci raza cercului este de 4 cm. Și atunci, la punctul A, avem nevoie de lungimea cercului. Lungimea cercului, așa cum știm, are formula 2 πr Obținem 2 ori pi, iar raza fiind 4 ori 4 și obținem în final 8 pi cm. Și am arătat de ce lungimea cercului este de egală cu 8 pi. Dacă vrem să aproximăm, înlocuim pi-ul cu 3,14 și găsim o valoare aproximativă a lungimii cercului. Punctul B. La punctul B ni se solicită să arătăm că triunghiul ABD este vorba despre acest triunghi, ABD, să arătăm de ce acest triunghi este triunghi sos cel. Pentru a arăta că este triunghi sos cel, așa cum știm, ar trebui să arătăm că are două laturi egale. Cum AB are lungimea 8, ar trebui să demonstrăm că și lungimea segmentului BD este de 8 cm. Pentru a arăta acest lucru, vom, va trebui întâi să justificăm un alt lucru. Și anume, haideți să ne aducem aminte câteva aspecte teoretice. Și anume, dacă considerăm un cerc și o tangentă la cerc, vă aduc aminte, tangenta la cerc este dreapta care intersectează cercul într-un singur punct. Tangenta la cerc are o proprietate foarte interesantă, și anume, dacă considerăm aici centrul cercului și construim raza corespunzătoare punctului de tangență, adică punctul de intersecție dintre această dreaptă și cerc, între dreapta tangentă la cerc și raza în punctul de tangență, se formează aici un unghi de 90 de grade. Deci ține minte, întotdeauna această proprietate este foarte importantă și anume tangenta la cerc este perpendiculară pe rază în punctul de tangență. Aceasta ar fi o primă proprietate pe care o vom utiliza. În cazul nostru, așa cum observați că spune aici, DB fiind tangentă la cerc, atunci între OB și DB avem un drept. Unde mai avem un indrept? Între CA și AO avem un drept. Între CD și TO, iarăși aici avem un drept aici, un drept aici. Peste tot. În punctele de tangență, acolo unde tangenta la cerc intersectează cercul, între raza corespunzătoare punctului de tangență și uh, tangentă, întotdeauna se formează un indrept. Aceasta ar fi o primă proprietate foarte importantă pe care o vom folosi. O altă proprietate este următoarea. Haideți să desenăm un cerc. și ne propunem dintr-un punct exterior al uh, cercului să construim două tangente, să vedem care sunt tangente la, la, cerc. Și vom vedea că sunt două tangente. Ar fi aceasta una dintre ele, aceasta ar fi altă tangentă la cerc. Așa cum am spus mai devreme, uh, dacă construim aceste raze, conform celor discutate mai sus, aici va fi un drept, și aici va fi un drept. Raza este perpendiculară, această rază este perpendiculară pe această tangentă și cealaltă rază este perpendiculară pe această tangentă. Și acum să deducem o proprietate importantă. Și anume, dacă să zicem că aici avem punctul M și punctele de tangentă să le notăm cu B și unim, să zicem, M cu centrul cercului, observați, aici se formează două triunghiuri. Voi șterge aceste segmente. Ne concentrăm atenția pe aceste două triunghiuri. Haideți să le evidențiez ca să vadă mai bine. Avem triunghiul dreptunghic MOA și triunghiul dreptunghic MOB. Se pune întrebarea: sunt aceste două triunghiuri congruente? Și răspunsul va fi da. De ce? AO este congruent cu OB. Deci AO este congruent cu OB deoarece sunt raze și știm că razele într-un cerc sunt egale. Iar EMO este o latură comună. Iar EMO, observați în cele două triunghiuri dreptunghice, joacă rol de ipotenuză. Și atunci, conform cazului de congruență ipotenuză catetă, observații ipotenuza este comună și catetele AO și OB sunt egale, deducem că triunghiul MAO, MAO este congruent cu triunghiul MBO. Dacă triunghiurile sunt congruente, deducem că și fiecare element din triunghiul din stânga este congruent cu un element triunghiul din dreapta. Care ar fi acele elemente? Păi evident, EMA va fi congruent cu MB. EMA este congruent cu EMB. Și mai avem o proprietate. Unghiul acesta este congruent cu unghiul acesta. Adică unghiul AMO este congruent cu unghiul BMO. Adică cu alte cuvinte, practic, OM este bisectoarea unghiului AMB. E, aceste două proprietăți le vom folosi noi. Și anume... Dintr-un punct exterior unui cerc, dacă ducem tangentele la cerc până în punctul de tangență, atunci cele două segmente, EMA și respectiv EMB, vor fi mereu congruente, deoarece ele fac parte din două triunghiuri dreptunghice congruente. Și în același timp, dacă unim EM cu O, EMO uh, va fi bisectoarea unghiului AMB așa cum am văzut mai devreme. Ei, vom folosi aceste proprietăți în cazul acestei probleme. Haideți să vedem cum. Deci trecem la punctul B. Așa cum observăm aici, exact situația pe care am descris-o mai devreme, triunghiul acesta, este congruent cu triunghiul acesta. Cele două triunghiuri sunt triunghiuri dreptunghi. Acesta în T, acesta în B. Asta este raza, are lungimea 4 cm. Și atunci deducem că DB este congruent cu DT. Și cum noi mai devreme urmăream să arătăm că Lungimea acestui segment este de 8 cm, asta înseamnă că ne așteptăm ca și DB să fie de 8 cm. Dar să vedem, deocamdată știm doar că sunt congruente, dar nu știm uh, faptul că are lungimea efectivă de 8 cm. Ce mai cunoaștem? Uh, păi dacă ne uităm cu atenție ce situație o avem, și aici, haideți să arătăm și în partea cealaltă. Avem aici triunghiul acesta și triunghiul acesta. La fel, avem două triunghiuri dreptunghice. A, segmentele CA și CT vor fi egale, deci CA este congruent cu CT. Numai că observați aici, lungimea lui CA sau AC este de 2 cm. Asta înseamnă că și TC va avea lungimea de 2 cm. Um, ce mai putem deduce? Am spus mai devreme că OC este bisectoarea unghiului TOA. Adică acest unghi va fi egal cu, va fi congruent cu acest unghi. Să zicem că le-aș nota cu niște litere, A mic și A mic. Analog în celălalt, celelalte două triunghiuri, unghiul de aici este congruent cu unghiul de aici pentru că <coughs> Și aceste două unghiuri sunt congruente și aceste două unghiuri sunt congruente, la fel și aici. De unde știm acest lucru? Pentru că cele două triunghiuri, cum am arătat mai devreme, sunt uh, sunt congruente. Să ne uităm cu atenție. Deci aceste două unghiuri sunt congruente și aceste două unghiuri sunt congruente, deoarece suma măsurilor tuturor unghiurilor trebuie să rămână aceeași. Asta ne arată că Aici avem o sumă de forma 2a plus 2b egal cu uh, 180 de grade. Unghiul AOB este un unghi alungit. Împărțim prin 2 și deducem că A plus B este de 90 de grade. Adică asta ne arată că unghiul acesta este un drept. Deci, practic, am demonstrat faptul că triunghiul acesta, pe care îl voi evidenția acum, este triunghi dreptunghic în O. Dacă este triunghi dreptunghic în O, ce cunoaștem în cadrul acestui triunghi? O să-l desenez separat pentru a vedea mai bine ce se întâmplă. OT, evident că va fi înălțime, pentru că știm că aici formează un drept. Deci aici știm că e C, aici e T, aici e O și aici e D. OT știu că este 4 pentru că era raza, iar TC ce știam că este 2. Ce observăm? Am obținut un triunghi dreptunghi cu înălțimea OT și ce cunoaștem? Cunoaștem înălțimea și proiecția catetei OC pe ipotenuza CD. Și atunci, deoarece noi doream să aflăm lungimea segmentului TD, vom folosi în triunghiul COD dreptunghic în O, putem să utilizăm, de exemplu, teorema înălțimii. Care ce afirmă? Afirmă faptul că înălțimea TO este, de fapt, media geometrică a proiecțiilor catetelor pe ipotenuz, adică TC ori TD. Și acum înlocuim. Obținem 4 egal cu radical din 2 ori TD. Ridicăm la pătrat pentru a pentru ca radicalul se dispară, obținem 16 egal cu 2 ori TD. TD va fi 16 pe 2, adică 8 cm și am aflat lungimea segmentului TD. Cum TD era de 8 cm? Am văzut mai devreme că TD egal cu DB înseamnă că DB va avea tot 8 cm. Și dacă TD este de 8 cm, Deducem imediat faptul că a, triunghiul ABD este isoscel. Aceasta era o modalitate de rezolvare a acestei probleme. O altă metodă. Deci asta este prima metodă. Haideți să vedem și o altă metodă de rezolvare. O altă metodă de rezolvare ar fi Următoare. Tot așa, ne propunem să aflăm lungimea acestui segment. În schimb vom uh, observa următorul lucru. Acest segment CA împreună cu AB formează un indrept, deoarece CA este tangentă la cerc. Analog, DB formează cu segmentul AB cu diametrul cercului tot un drept, deoarece DB este tangentă la cerc. Ce observăm? Deoarece aici avem un drept și aici avem un drept, așa cum știm dacă două drepte sunt perpendiculare pe aceeași dreaptă, atunci ele sunt paralele. Știm din recipro teorema, reciproca teoremii paralelă tăiată de o secantă, dacă avem două unghiuri corespondente congruente, atunci dreptele respective sunt, uh, sunt paralele. Deci deducem că CA și DB sunt paralele. CA paralelă cu DB. Ce vom face? Vom duce din punctul C perpendicular pe latura DB și se formează aici un unghi drept. Și aici, evident, tot un drept. Aici avem un drept, un drept, un drept. Evident, și aici va fi un drept, deoarece centru 4 la Aici să punem litera I, să zicem. Deoarece centru 4 la toate suma tuturor unghiurilor trebuie să fie de 180 de grade, deducem faptul că și în C vom avea unghi drept. Și atunci ce poate fi acesta în care toate unghiurile sunt drepte? Evident, ar putea să fie pătrat sau dreptunghi, dar în cazul nostru va fi pătrat, deoarece știm că cea are lungimea de 2 cm, iar acest segment era de 8 cm. Fiind dreptunghi, deci avem A, B, e ce este dreptunghi. Dreptunghi. Asta înseamnă că BE va fi egală cu AC egală cu 2 cm. Deci de aici până aici avem 2. Iar CE este egală cu AB egală cu 8 cm. Acest segment este de 8 cm. Noi ce ne-am propus mai devreme? Ne-am propus să determinăm lungimea segmentului DB pe care o putem nota cu x. Dacă lungimea segmentului DB ar fi x, cât ar fi lungimea segmentului DE? Lungimea segmentului DE, evident, ar fi x, cât este lungimea întregului segment, DB, minus 2. x minus 2. Lungimea segmentului DT, așa cum am văzut mai devreme, era egală cu lungimea segmentului DB, deci aici este x, iar lungimea acestui segment este 2. Și atunci, în triunghiul pe care îl voi evidenția, voi aplica teorema lui Pitagora, deci în triunghiul DEC dreptunghi când e, aplicăm teorema lui Pitagora și obținem DE pătrat plus CE pătrat egal cu CD pătrat. DE în cazul nostru este x minus 2 totul la pătrat plus 8 la pătrat egal cu CD x plus 2 totul la pătrat. Și în felul acesta am ajuns la o ecuație doar cu necunoscută x și dacă îl determinăm pe x, x ar trebui să fie uh, 8 și în felul acesta am arătat că uh, db fiind 8, triunghiul abd va rezulta imediat că este triunghi isoscel. Haideți să vedem dacă obținem valoarea 8. Ridicăm la pătrat, x pătrat minus 4x plus 4. Aici am utilizat formula a pătrat minus 2ab plus b pătrat plus 64 egal cu x pătrat plus 4x plus 4. x pătrat cu x pătrat se anulează. 4 cu 4 se anulează rămâne 64 egal cu 4x, iar minus 4x în mod din coro, plus 4x. Am preferat să-l duc pe acest termen din coro ca să lucrez cu x un număr pozitiv. Dacă l-aș fi dus pe x din coace, ar fi fost, aș fi lucrat cu numere negative. Obținem în final 8x egal cu 64 și evident x în final va fi 64 supra 8, adică 8 centimetri. Asta înseamnă că DB este 8 cm și asta înseamnă că, într-adevăr, triunghiul ABD este isoscel. Acesta este, era un alt mod de a justifica. Deci asta ar fi a doua metodă de a justifica faptul că triunghiul ABD este isoscel. Haideți să trecem la punctul C. La punctul C, ni se solicită să arătăm că area triunghiului m o -N t, m -O -N -T este 6,4 cm pătrați. Haideți să vedem cum am găsit această arie. În primul rând, am văzut mai devreme că TO este egală cu OB. Deci aceste două laturi sunt egale pentru că sunt raze. Iar dacă considerăm acest triunghi, deci triunghiul TOB ar fi triunghi isoscel. De asemenea, unghiul acesta, TON, am văzut din demonstrația congruenței celor două triunghiuri DTO și DBO. Fiind congruente, aceste două unghiuri sunt congruente. Asta înseamnă că ON este bisectoare. Dar știm în cazul unui triunghi isoscel că bisectoare este în același timp și înălțime. Deci aici avem un drept și analog se arată și în celălalt triunghi. O TA fiind triunghi isoscel, OB va fi tot înălțime. Deci și aici avem un drept. Ce am mai demonstrat? Ați văzut mai devreme că am arătat că în triunghiul COD era triunghi dreptunghic. Deci și aici avem un drept. Și atunci, observați în acest patru later, M, o, N, T, acesta este un drept, un drept, un drept, drept și aici va fi un drept. Pentru că într-un patru later, suma tuturor unghiurilor mereu trebuie să fie de 360 de grade. Și în felul acesta deducem că are toate unghiurile drepte, deci acel uh, patru later poate fi pătrat sau dreptunghi. Deoarece latura aceasta, o să vedem, este mai lungă de ceala, decât uh, cealaltă latură, am argumentat faptul că M, O, N, T este dreptunghi. Ce avem nevoie pentru a-i găsi aria? Așa cum știm, aria unui, triunghi, unui dreptunghi Formula este lungimea ori lățimea. Deci, practic, trebuie să găsim uh, lungimea și lățimea. Lungimea cine ar fi? Ar fi TN sau EMO. Iar lățimea ar fi TM sau ENO. Haideți să vedem cum găsim lungimea TN. Vom avea două metode de a găsi TN. O variantă ar fi următoarea. Să folosim următorul... Uh, următorul procedeu. Voi evidenția aici un triunghi. Dacă considerăm, de exemplu, acest triunghi, acest triunghi este dreptunghic în T, iar TN, segmentul pe care ne propunem să-l găsim, este, de fapt, înălțime în acest triunghi dreptunghic. Și atunci aș putea să găsesc TN Folosindu-mă de acest triunghi, ați văzut mai devreme TD, T, am arătat că este de 8 cm, TO era raza I4, și acum putem să încercăm să găsim lungimea segmentului TN, fiind înălțimea aici. Cum? Voi găsi întâi OD, ipotenuza. Deci, în triunghiul TOD dreptunghic, în T. Aplicând teorema lui Pitagora, obținem că o pătrat este 8 la pătrat plus 4 la pătrat, o pătrat ar fi egal cu cât este lungimea aici. Vine 64 plus 16. O pătrat este egal cu 0,80. O D, dacă îl descompunem pe 80 împărțim la 10, adică 2 ori 5, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1. A ieșit afară un 2 și încă un 2. Deci iese afară din radical 1, 4, 4 radical din 5. Ar fi lungimea segmentului OD. Și atunci, conform formulei înălțimii, TN, care este înălțime, în triunghiul dreptunghic, formula este cateta 1 ori cateta 2 supra ipotenuz, adică va veni 4 ori 8 supra 4 radical din 5. 4 cu 4 se simplifică, ne va da 8 pe radical din 5, amplificăm cu conjugatul numitorului și ne dă 8 radical din 5 pe 5 cm, ar fi lungimea segmentului TIA. Cum puteam să găsesc, deci asta, să zicem, ar fi prima metodă, hai să nu punem A, 1. O altă metodă de a găsi lungimea segmentului TN, voi scrie separat aici ca să se vadă, O radical din 5 pe 5 cm. O altă cale de rezolvare <coughs> pentru TN ar fi să uh, folosim următorul procedeu. Determinăm Uh, să luăm în calcul următorul triunghi. Triunghiul DOC. Acest triunghi este dreptunghic în O, iar segmentul TN, uh, fiind perpendicular pe latura OD, observați aici avem un drept, aici un drept. Atunci astea două vor fi paralele. Și în felul acesta putem să folosim uh, teorema Fundamental a asemănării. Avem o paralelă dusă la una din laturile unui triunghi și atunci deducem din teorema fundamentală că triunghiul DNT este asemenea cu triunghiul DOC. Scriem proporționalitatea laturilor și anume DT supra DC egal cu DN supra DO egal cu TN supra OC OC îl putem găsi ușor din triunghiul dreptunghic TCO, deoarece această latură 2, asta este 4. putem calcula ușor pe latura OC. Iar în final, latura OC fiind știută, vom scrie TN supra OC egal cu 8 supra 10. Și în felul acesta se poate scoate cât este lungimea segmentului TN și ne va da aceeași lungime 8 radical, din 5 supra 5. Deci, o altă variantă ar fi să utilizăm asemănarea triunghiurilor. Haideți să vedeți concret. Deci, din faptul că TN este paralelă cu OC, rezultă din teorema fundamentală a asemănării triunghiul DNT este asemenea cu triunghiul DOC. Asta implică proporționalitatea laturilor, adică avem DT supra DC egal cu DN supra DO egal cu TN supra CO. Și acum înlocuim DT. O știm, este 8. DC este 10. Egal cu TN este segmentul pe care nu cunoaștem. Iar CO, dacă aplicăm teorema lui Pitagora aici, observați, obținem 16 și cu 420 Radical din 20 este 2 radical din 5. Și dacă îl scoatem pe TN de aici, va veni 8 ori 2 radical din 5 supra 10. Simplificăm prin 2 și obținem aceeași valoare, 8 radical din 5 pe 5 cm, așa cum am obținut și în cazul precedent. Deci, lungimea segmentului TN este 8 radical din 5 pe 5. Analog, pot să calculez segmentul TM ori raportându-ne la triunghiul dreptunghic TOC unde TM este înălțimea și aici este triunghi dreptunghic sau mă folosesc de asemănarea triunghiurilor triunghiul CMT este asemenea cu triunghiul COD. Voi folosi prima metodă. Hideți, să mai eliberez de aici din spațiu. Am spus: în triunghiul OTC. Dreptunghiul în T. OC are lungimea radical din 20, care am spus că e 2 radical din 5 cm, conform formulei înălțimii TM este cateta 1 ori cateta 2 supra ipotenuz, adică ar veni 2 ori 4 supra 2 radical din 5. Se simplifică prin 2, 4 supra radical din 5, raționalizăm și obținem 4 radical din 5 supra 5 cm. Deci lungimea segmentului TN, adică lățimea, cum ar veni a acelui dreptunghi, este 4 radical din 5 supra 5 cm. Și în final, aria, lungimea, am văzut că era 8 radical din 5 supra 5, iar lățimea este 4 radical din 5 supra 5. Radical din 5 cu radical din 5 ar face 5 și s-ar simplifica cu un 5 de jos, obținem 32 pe 5. Și pentru că ne solicită să scriem rezultatul sub forma de fracție zecimală, împărțim 32 la 5. 5 în 32 de 6 ori. Rămâne 2, aici se subînțelege că este virgulă 0, coborâm în 0 și nu uităm să punem virgulă aici, 5 în 20 de 4 ori și obținem, așa cum ne solicita problema, să am dedus că aria acelui dreptunghi, area patrulaterului M-O-N-T este de 6,4 cm2. Continuăm. În figura 3 este reprezentată o piramidă 4 la regulată, VA egal cu AB egal 12 cm. Deoarece AB este 12 cm și este piramidă 4 la regulată, știm că în cazul piramidei 4 T, baza este un pătrat. Deci AB, d, CD, AD, toate vor fi 12, dar în același timp, VA fiind egal cu AB Înseamnă că și VA este 12, dar și celelalte munchi VB, VC și VD. Asta înseamnă că, de fapt, toate fețele laterale ale acestei piramide au, uh, sunt formate din triunghiuri echilaterale, deci triunghiurile, triunghiul VAB, triunghiul VBC, triunghiul VDC, și triunghiul VAD, toate aceste triunghiuri sunt echilaterale. Ce ne mai spune problema? Punctul M este situat pe muchia CV astfel încât suma dintre BM și respectiv DM are valoarea minimă. Ce înseamnă acest lucru? Care valoarea minimă? Că aceste segmente trebuie pentru a avea valoarea minimă înseamnă că lungimea fiecărui segment să fie cât mai mică. Vom demonstra întâi că cele două segmente au aceeași lungime. Cum demonstrăm? Demonstrăm în felul următor. Dacă considerăm, de exemplu, triunghiul acesta, haideți să fac o altă culoare, voi lua în calcul acest triunghi, și anume triunghiul M, BC și triunghiul MDC. Aceste două triunghiuri, hai pe celălalt să le iau cu altă culoare. Asta este în planul din spate. Vom arăta că cele două triunghiuri sunt congruente. De ce? Observați, cele două triunghiuri au latura MC comună. Deci MC ar fi congruentă cu MC. De asemenea, latura CB este congruentă cu latura CD, deoarece sunt laturile unui pătrat și sunt congruente, iar unghiul acesta MCB, unghiul MCB, este congruent cu unghiul MCD. De ce sunt aceste două unghiuri congruente? Deoarece... Fețele laterale erau triunghiuri echilaterale și atunci unghiul acesta are 60 de grade, acesta are 60 de grade. Observați că ne situăm în cazul de congruență latură unghi latură. Avem două unghiuri congruente, acesta și acesta, iar laturile ce formează aceste unghiuri congruente sunt de asemenea congruente. Asta înseamnă că triunghiul MCB este congruent cu triunghiul MCD dacă triunghiurile sunt congruente, asta înseamnă că și celelalte elemente vor fi congruente 2 câte 2 și atunci rezultă că IMB este congruent cu MD. Asta înseamnă că segmentul MB și MD, cele două segmente, vor avea aceeași lungime. Pentru ca valoarea să fie minimă, înseamnă că lungimea unuia dintre segmente, practic, trebuie să fie cât mai mică. Și atunci ne punem întrebarea, în triunghiul VBC, când lungimea segmentului IMB sau BM este cât mai mică? Păi, așa cum știm, drumul cel mai scurt de la un punct la o latură unui triunghi, drumul cel mai scurt este uh, obținut dacă ducem perpendiculara din punct pe latura respectivă. De ce se întâmplă acest lucru? Haideți să desenez triunghiul VBC care era triunghi echilateral și ne imaginăm că aici ar fi punctul, deci avem VBC și ne imaginăm că avem, vrem să găsim drumul cel mai scurt de la B la latura VC. De ce întotdeauna drumul cel mai scurt este cel construit perpendicular? Pentru că dacă aș duce un alt drum, să zicem că ar fi acesta, observați în acest triunghi, segmentul construit acum, acesta, a reprezentat ipotenuza în acest triunghi dreptunghic. Și știm că ipotenuza este mai mare, are lungimea mai mare decât oricare dintre cele două catete. De aceea, orice alt segment aș construi eu, segmentul uh, care este perpendicular din B, adică practic înălțimea acestui triunghi, întotdeauna Lungimea acestui segment va fi cea mai mică, deoarece celelalte segmente pe care eu le-aș construi ar reprezenta ipotenuze în acel triunghi dreptunghic, și evident ipotenuza este întotdeauna mai lungă decât orice catet. Așa se explică de ce, pentru ca drumul cel mai scurt sau distanța aceea, valoarea aceea să fie minimă, trebuie ca BM să fie minim, să aibă lungimea minimă. Dacă vrem să fie minim, înseamnă că BM trebuie să fie perpendicular pe VC. Ori triunghiul nostru, în același timp fiind triunghi, VBC fiind triunghi echilateral, am văzut de la început, pentru că toate munchile erau egale, deducem că BM fiind înălțime. Într-un triunghi echilateral, BM este și median. Păi dacă este median, înseamnă că de fapt EM unde este? Este mijlocul laturii VC. Și în felul acesta am arătat că, pentru ca suma aceasta să fie minimă, EM-ul neapărat trebuie să fie la mijlocul lui BC. Ține minte acest rezultat. Vom avea nevoie pe parcursul uh, demonstrației. Și acum să începem. Punctul A. Ni se solicita să găsim aria laterală. Să arătăm că aria laterală este 144 radical din 3 cm pătrați. Avem două modalități de a rezolva. O modalitate ar fi să mă folosesc de formula cunoscută perimetru bazei ori apotema piramidei supra 2, unde prin perimetru bazei înțelegem perimetru pătratului ABCD, iar apotema piramidei este înălțimea unei fețe laterale. Să aplicăm întâi această metodă, să zicem aici unul roman. Perimetrul bazei. Baza fiind un pătrat cu latura de 12, vom obține 4 12, 48 cm. Iar apotema, să zicem, VS, apotema piramidei, este înălțime în acest triunghi echilateral și înălțimea știm că se găsește latura radical din 3 supra 2. Latura era 12, deci obținem 6 radical din 3 cm ar fi apotema. Și înlocuind, obținem 48 ori 6 radical din 3 supra 2, se simplifică prin 2, 48 ori 3, 3 ori 8, 24, 144 radical din 3 cm pătrați ar fi o metodă de rezolvare. Altă metodă de rezolvare, observăm că fețele laterale, fiind de fapt triunghiuri echilaterale, area laterală de fapt este de 4 ori area triunghiului VBC. Triunghiului VBC. Vine de 4 ori, iar area triunghiului respectiv fiind triunghi echilateral și latura știind -o, știm că latura este uh, area triunghiului echilateral este latura sa la pătrat radical din 3 supra 4 se simplifică 4 cu 4 și ne dăm final 144 radical din 3 cm pătrați. În cazul de față este mai recomandată această a doua metodă, este mai rapidă. Dar și metoda de utilizare a formulei standard ne conduce la același rezultat. Trecem la punctul B. Ne cere să arătăm că dreapta VA este paralelă cu planul BMD. Haideți să vedem care e dreapta VA. Dreapta VA este această muchie laterală și planul nostru este planul IMBD. Așa cum am arătat într-un alt tutorial pe care vă recomand să-l urmăriți, anume tutorialul referitor la unghiul dintre două drepte în spațiu, la începutul acelui tutorial precizam faptul că dacă avem trei puncte necoliniare și MBD sunt trei puncte necoliniare, atunci există un plan ce conține acest triunghi și pentru a demonstra faptul că VA este paralel cu acest plan, ar trebui să demonstrăm că VA este paralelă cu o dreaptă conținută în acest plan. Oare care ar fi acea dreaptă? Intuiția ne spune că e posibil să fie emo, dar să vedem dacă se confirmă acest lucru și vom vedea imediat că se confirmă. Din ce am spus la începutul rezolvării, ați văzut din faptul că BM și D plus DM avea valoarea minimă, am demonstrat că M este mijlocul laturii VC. Dar în același timp O este și mijlocul laturii AC atunci ce observăm? Observăm în acest unghi pe care îl voi evidenția eu acum. Haideți să-l facem cu altă culoare. În triunghiul acesta, în triunghiul VAC, ce rol joacă EMO? Păi EM fiind lui VC și O mijlocului AC, deducem că EMO este linie mijlocie, în triunghiul VAC. Conform proprietăților învățate la triunghiul la linia mijlocie EMO, este paralelă cu baza, cu VA, și jumătate din baza VA. Noi, în schimb, avem nevoie de această informație. Deci, am demonstrat că VA este paralelă cu EMO. Dar EMO, fiind o dreaptă inclusă în planul IMBD, Știm din teorema dreptei paralele cu un plan că dacă o dreaptă este paralelă cu o dreaptă conținută în acel plan, atunci VA este paralelă cu planul MBD. Și în felul acesta am demonstrat, am justificat de ce VA este paralel cu planul BMD. Mergem mai departe și la ultimul punct. Ni se cere să găsim distanța de la punctul A la planul BMD. Voi prezenta și aici două metode de rezolvare. O prima metodă ar fi următoarea. Să vedem ce se întâmplă. Așa cum știm, distanța de la un punct la un plan reprezintă de fapt perpendiculară adusă din punctul respectiv pe plan. Ce am demonstrat la punctul anterior? Am demonstrat că VA era paralelă cu EMO, iar EM unde se găsea? Se găsea în planul respectiv. Deci practic avem ceva de genul următor. Acesta că este planul nostru, MBD. Aici vom demonstra imediat că VM este perpendiculară pe acest plan. De ce oare este perpendiculară pe acest plan VM? Uitați de ce este perpendiculară. VM este perpendiculară odată pe MB pentru că, ne aducem aminte, MB era de fapt M fiind la mijloc, este și înălțime, iar BM este perpendiculară pe VC. Deci implicit între VM și MB se formează un drept. Analog, VM este perpendiculară și pe MD deoarece IMD va fi înălțime în triunghiul VDC. Păi MD. Aceste două drepte sunt concurente, IMB și IMD, sunt concurente în punctul IM și ele fac parte, IMB și IMD, ele fac parte din planul BMD. Și atunci, conform teoremei dreptei perpendiculare pe un plan, rezultă că VM este perpendiculară pe acest plan, pe planul MBD. Dacă VM este perpendiculară pe plan, atunci imaginați-vă că VM este aceasta. Deci aici avem V și aici este punctul M. Practic, cine va fi M? Va fi proiecția punctului V pe planul nostru. Planul, repet, planul MD, uh, MBD L-am extins la o suprafață întinsă. Ce mai știm în același timp? Mai avem acest segment VA care știm că este paralel cu EMO. Aici avem segmentul EMO conținut în plan. Aici este punctul O. Și mai avem VA paralelă cu EMO. Am demonstrat la punctul anterior. Imaginați-vă că ar fi acest segment. Aici ar fi punctul A. Și noi ni se solicită practic să găsim distanța, deci știm să scriem acest lucru că este important, VA am demonstrat că este paralelă cu EMO. Și implicit VA este paralelă cu planul. Atunci, noi ne cere distanța de la punctul A la acest plan. La acest plan ce conține segmentul EMO. Întrebarea este unde va fi care va fi această distanță. Păi dacă ne uităm cu atenție dacă prelungim segmentul EMO, când ducem perpendiculara din punctul A pe plan, pentru a găsi distanța de la punctul A la acel plan, acea perpendiculară, acea proiecție va pica de fapt pe această prelungire a segmentului EMO. Și va pica undeva aici. Să zicem că aici este punctul E. De unde știm că va pica Neapărat pe segmentul EMO. Păi știm din faptul că V avea ca proiecție pe EM și faptul că VA este paralelă cu EMO. Și atunci, cu siguranță, și ME va fi paralelă cu EMA. Practic, aici se formează un, uh, un dreptunghi. Și aici vom avea un drept. Și atunci, distanța de la punctul A la planul BMD, distanța de la punctul A, la planul acesta, haideți să, ca să vadă mai bine, voi pune și aici. Deci aici era punctul M, aici să zicem că e punctul B și aici a punctul D, ca să se vadă mai bine și acest triunghi, așa cum am văzut dintr-un tutorial anterior, uh, generează, sau cele trei puncte necoliniare generează planul IMBD. Distanța de la punctul A la acest plan, de fapt, dacă ne uităm cu atenție, coincide cu distanța de la punctul V la același plan. Distanța de la punctul V la planul BMD. De ce? Pentru că aici se formează un dreptunghi. Să precizăm și acest lucru. V, -M -E A este un dreptunghi. Și atunci asta înseamnă că distanțele astea sunt egale. Deci distanța de la punctul A la planul respectiv este egală cu distanța de la V la planul respectiv. Iar distanța de la V la planul respectiv este de fapt VM. De ce este VM? Pentru că VM, am arătat la punctul anterior, este perpendiculară pe plan. Și cât era lungimea segmentului VM? Deoarece M era la mijlocul lui VC și VC avea lungimea de 12 cm, VM este 6. Deci egal cu 6 cm, și asta înseamnă că distanța de la punctul A la planul BMD este de 6 cm, așa cum ni se solicita. Deci, o variantă de a demonstra de a găsi distanța de la punctul A la planul MBD era să ne folosim de punctul anterior, de faptul că VA fiind paralelă cu acest plan și proiecția lui V pe plan este M și M-E este paralelă cu VA, atunci, practic, distanța de la orice punct de pe segmentul VA la acest plan, distanța este aceeași, pentru că noi, dacă construim aceste perpendiculare, aici se vor forma în permanență niște dreptunghiuri și toate aceste distanțe sunt egale cu VM. Ori veiem, știam că are lungimea de 6 cm. Aceasta ar fi o primă modalitate de a rezolva acest punct. Deci, asta ar fi prima metodă. Haideți să vedem și o altă metodă. O altă metodă ar fi să utilizăm următorul mecanism. Am pregătit aici un desen suplimentar pentru a înțelege mai bine ce se întâmplă. Uh, practic este același desen, dar am mai făcut uh, niște completări. Și anume, uh, desenul am și aici, aici. Priviți piramida, iar planul uh, IMBD este planul ce trece prin cele trei puncte. Punctul A este aici și am evidențiat perpendiculara din punctul A dusă pe planul respectiv, observați în cazul de față, pică în afara piramidei. Planul respectiv în prelungire se duce în jos, iar perpendiculara din punctul A pe plan, pe care am notat-o AE, este în afara planului. Întrebarea este: Cum găsim acest punct E? Păi îl găsim în felul următor. Să evidențiez aici. Deci aici, să zicem, punctul C, metoda 2. Să îngroș aici ca să vadă. Aici era B, aici era O, aici era D. Și aici am notat cu E. Ce vom, ce vom argumenta întâi? Vom argumenta așa. Dacă vrem să găsim distanța de la punctul A la planul MBD, sau BMD, cum este notată acolo, ar trebui să uh, construim din punctul A perpendiculara pe acel plan. Acea perpendiculară am uh, notat-o AE, unde AE este perpendiculară pe planul BMD. Întrebarea este unde se găsește acest punct? De ce acest punct, așa cum reiese din acest desen, de fapt este pe prelungirea laturii EMO. Voi justifica de ce AE, deci hai să arătăm de ce AE este perpendiculară pe acest plan. Unde uh, punctul E este, l-am găsit prelungind această latură. Deci, practic, am dus EMO Aici, EMO, evident, se găsește în planul nostru și am prelungit segmentul EMO. Aici, și din punctul A am dus perpendiculara pe acest segment. De ce are această perpendiculară dusă din A pe prelungirea segmentului EMO? De ce acest segment cu siguranță va fi și perpendicular pe plan. Uitați de ce. Odată, pentru a demonstra că a, e este perpendiculară pe plan, va trebui întâi să argumentăm că este perpendiculară pe două drepte concurente din acel plan. Odată A, e, este perpendiculară pe emo uh, pentru că așa am construit-o. Deci când am dus în prelungire segmentul IMO, am dus perpendiculara din A pe acest segment. Deci, din construcție, am considerat că AE este perpendiculară pe EMO. Și mai trebuie să arăt că AE mai este perpendiculară pe încă cineva din acel plan. Și voi demonstra că AE este perpendiculară pe, pe latura BD, care face parte din același plan MBD. De ce este perpendiculară pe BD? pentru că de fapt BD o să argumentez că este perpendiculară pe acest plan. De ce este perpendiculară BD pe planul OAE? BD, observați, formează cu AO un drept, știm că într-un pătrat diagonalele sunt perpendiculare. Deci voi scrie separat aici BD este perpendiculară pe AO, dar BD în același timp este perpendiculară și pe, și pe OE. Care este motivul? Este perpendiculară pe segmentul OE. OE era în prelungirea lui EMO. Din următorul motiv. Triunghiul MBD, acesta este triunghiul sos cel. O este la mijlocul laturii BD. EMO, fiind mediană într-un triunghi sus cel, este și înălțime. Deci aici este un drept Evident, și în partea cealaltă va fi un indrept. Deci, BD este perpendiculară și pe segmentul EO. Sau OE. OE. Și atunci, cele două drepte, OE și respectiv AO. Deci, OE se intersectează cu AO în punctul O, și în același timp. Uh, cele două drepte OE și AO se găsesc în planul AEO. Deci sunt incluse în planul AEO. Păi dacă sunt incluse în acest plan, de aici rezultă ce? Din teorema dreptei perpendiculare pe plan rezultă că BD este perpendiculară pe plan. Pe planul AEO. Dar fiind perpendiculară pe plan, și AE fiind inclusă în acest plan, inclusă în planul EAEO, înseamnă mai departe că BD este perpendiculară pe AE sau, altfel spus, AE perpendiculară pe BD. Și ăsta e motivul pentru care am spus aici că AE este perpendiculară pe BD. În final, AE fiind perpendiculară pe BD. Și pe MO din construcție, punem aici clar BD, MO și BD sunt concurente, se întâlnesc în punctul O și sunt incluse în planul MBD. Asta înseamnă că, într-adevăr, AE este perpendiculară pe planul MBD. Deci asta ne arată că, într-adevăr, în momentul în care eu am prelungit latura IMO, care evident că se găsea în acel plan, știm dintr-o axiomă că dacă un plan conține două puncte distincte, dreapta ce trece prin cele două puncte distincte este înconținută tot în plan. Atunci, am prelungit latura IMO în exteriorul piramidei și perpendicular adusă din A pe această latură este de fapt chiar lungimea acestui segment. Este chiar perpendiculara sau distanța de la punctul A la acel plan. Acum, ce mai rămâne să determinăm? Să vedem cât e lungimea segmentului AE. Pentru a determina lungimea segmentului AE, vom lua în calcul următoarele două triunghiuri, pe care le voi evidenția aici: acest triunghi care este triunghi dreptunghi când e, și acest triunghi care este triunghi dreptunghi când e. Și vom demonstra că aceste două triunghiuri sunt congruente. De ce? Unghiurile astea sunt opuse la vârf. Deci unghiul AOE. Acest unghi este congruent cu unghiul MOC. AO este în prelungirea lui OC, iar MO era în prelungirea lui OE. Deci sunt unghiuri opuse la vârf, sunt congruente. Segmentul AO este congruent cu OC pentru că știm că într-un pătrat diagonalele sunt, uh, se înjumătățesc. OC, AO este congruent cu OC. Iar... Uh, și, de fapt, uh, avem aici și triunghiul dreptunghi. Ce aici este un drept, pentru că știm faptul că CM ca de altfel și VM fiind perpendiculară pe două drepte din planul MBD va fi perpendiculară pe plan, deci implicit și pe MO, atunci triunghiurile respective fiind triunghiuri dreptunghice, suntem în cazul de congruență de la triunghiurile dreptunghice ipotenuză unghi fiind în acest caz triunghiul, deducem că triunghiul AEO este congruent cu triunghiul CMO. Dacă triunghiurile sunt congruente, deducem și congruența celorlalte elemente, două câte două. AE va fi congruent evident cu MC. AE va fi egală cu MC și cum IEM știam că este la mijlocul laturii VC, și lungimea lui VC era de 12 cm, deducem IEM este de 6 cm. Și în felul acesta am argumentat în, în alt mod faptul că distanța de la punctul A la planul BMD este de 6 cm, și în felul acesta am rezolvat și ultimul exercițiu. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!